Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez pentru că suntem în plină toamnă, un peisaj super simplu de toamnă, câțiva copăcei pe care îi bate foarte, foarte, foarte tare vântul. Sper să vă placă clipul de astăzi, nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, să apăsați butonașul de like. Mă bucur foarte mult când văd acolo aprecierile voastre, sub formă de like-uri și de asemenea, în caz de nu ați făcut-o și vreți să mă urmăriți, apăsați butonașul de abonare și clonțopelul de notificări. Iar dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, în comentariile de mai jos le puteți scrie. Vreau să vă spun mai întâi materialele pe care le folosesc ca de fiecare dată și apoi pașii și ceea ce e important atunci când facem un desen. Începutul este întotdeauna făcut, este schița. Facem schița cu creionașul. Eu folosesc un creionaș HB, un creion mecanic, dar puteți folosi și un creionaș clasic. Apoi voi folosi un liner ca să fac conturul și markere pe bază de alcool și creioane colorate, markerele Winsor și Newton și Ohuhu, iar creionașele o să fie de la Faber-Castell, gama Classic și gama Polychromos. Ne întoarcem la schiță, prima parte, bazele, fundația oricărui desen. Dacă vreți să învățați să desenați, indiferent de nivelul la care sunteți, trebuie să știți că schița este cea mai importantă parte și trebuie să nu fie neglijată, să nu fie grăbită, să stăm foarte, foarte mult pe ea până când desenul pe care vrem să-l facem să fie în regulă, corespunzător și să ne placă în stadiul de schiță. Abia apoi putem trece mai departe și începem să facem liniile permanente, conturul. Am spus, eu fac un liner, vă recomand să vă luați un liner, chiar dacă costă undeva la 20-30 de lei, dacă aveți bănuți, dacă nu, puteți să faceți cu orice altceva, cu o carioca neagră sau ceva de genul ăsta, dar ideea este să faceți cu grijă când faceți conturul, să nu vă grăbiți, să iasă cât se poate de curat. Apoi, când s-a uscat conturul, ștergem cu grijă urmele de creionaș de schiță care mai se văd prin diferite locuri și apoi trecem la ultima parte, partea de colorat. M-am spus, eu voi folosi markere și creioane colorate, puteți folosi ori una, ori cealaltă, ori amândouă, ori altceva, nu contează cu ce colorați. Ideea este la fel să colorați cu grijă, să colorați cu atenție și să fiți atenți la ce culori alegeți. În rest, trebuie doar să practicați, dacă vreți să învățați să desenați, oricine, indiferent de talentul din naștere, să zic așa, poate învăța să deseneze. Pe lângă asta, e frumos să ne putem exprima creativ, să ne putem exprima prin desen, prin pictură și să creăm lucruri frumoase. Atât am vrut să vă spun, să aveți o toamnă minunată și, în continuare, ora desenată și vizionare plăcută!